Clericii și credincioșii au participat sâmbătă după amiază, 27 aprilie, la procesiunea de flori pe străzile Sucevei, în amintirea intrării Mântuitorului Hristos în Ierusalim. A fost un moment de comuniune, de bucurie deplină, de pace și rugăciune înainte de intrarea în săptămâna patimilor. O călătorie spirituală la care au participat preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, însoțit de preoți, diaconi, monahi, monahii, credincioși, mulți copii și tineri. Nu au lipsit de la procesiune membrii ai organizației Atos Suceava, dar nici elevi ai centrelor catehetice, eclesia din cuprinsul eparhiei sau tineri de la Ascor Suceava. La manifestarea religioasă de sâmbătă au luat parte și prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski. Acțiunea a fost organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, alături de Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou și protopopiatele Suceava 1 și Suceava Suceava 2. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne!